Cei mai mulți primari au susținut încă din timpul campaniei electorale că își doresc transparență decizională în administrațiile locale, dar se pare că măsura a fost uitată rapid. Odată cu adoptarea bugetului pentru 2022, unele primării au ales să fie transparente cu cheltuielile banului public, în timp ce altele nu prea. O relevă un studiu făcut de o asociație non-guvernamentală. Primăria sectorului 6, de exemplu, este pe primul loc la capitolul transparență. Administrația acestui sector este pe locul întâi dintr-o listă de 109 administrații locale, iar pe locul al doilea se află primăria din Alexandria, județul Telorman. Într-un top al transparenței decizionale, primăria sectorului 6 este pe locul întâi, iar reprezentanții instituției spun că acest lucru se datorează muncii în echipă, iar digitalizarea instituției a adus mai multă credibilitate cetățenilor. Toate măsurile adoptate însă au fost făcute etapizat. Am făcut mai multe lucruri. Primul lucru a fost să începem să publicăm, de exemplu, pe platforma de internet, pe pagina de internet a primăriei sectorului 6, a informațiilor pe care le-am avut și despre agenda pe care o să aibă Consiliul Local și despre evenimente și despre procedurile de achiziții pe care vrem să le derulăm pentru proiecte. Al doilea lucru a fost să creăm o pagină de Facebook, care se numește un grup, de fapt, care se numește Pentru Sectorul 6 și prin intermediul căreia să menținem legătura cu comunitatea. Al treilea lucru la care am lucrat și care a durat mai mult a fost să creăm o aplicație de telefonie mobilă, mă rog, și de calculator, numită E-Sector 6, prin care să oficializăm sau să formalizăm puțin mai mult procesul de sesizare a problemelor. Locul al doilea în clasamentul ONG-ului care a alcătuit acest top este ocupat de primăria din Alexandria, județul Telorman, iar locul 3 îi revine Brașovului în ceea ce privește măsurile de transparentizare a cheltuielilor. Cu siguranță, transparența și informarea corectă a cetățenilor este un deziderat pe care trebuie să-l avem oricine ocupă un fotoliu de primar. Faptul că suntem o comunitate mică și lumea este participativă, ne interesează, ne doare de ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră. Orice operațiune financiară se poate executa în formă electronică. În curând o să instalăm și la Tribunalul Telorman, o să instalăm un dispozitiv în care poți să faci plata pentru temeri ce taxe din acestea mărunte să nu mai fi nevoit să vii la primărie sau să mergi în altă parte, la ce? În coada clasamentului este situată Primăria Capitalei, care este pe locul 79 din 109 administrații locale analizate la capitolul Transparență. Primăria Sectorului 1, acolo unde Clotilde Arman spunea în urmă cu doar câteva luni că luptă pentru transparență, se află pe locul 98, iar locul 109, ultimul din acest clasament, revine primăriei din Reșița.